Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am ascultat cu atenție mesajele și opiniile apropo de măsurile de prevenție sau restricție, nu mi-e clar cum să le calific sau să le descriu, anunțate de președintele Iohannis pentru luni, cred, nu? De luni școala intră în vacanță și guvernul urmează să mai ia unele decizii care ar trebui să intre și ele în vigoare de luni, dar să vedem, guvernul ar trebui să reunească vineri și să vedem ce urmează. Deci, mulțumim pentru toate opiniile. Acum am vrea și părerea specialistului pe tema asta. L-am sunat pe profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Cum vi se par aceste măsuri anunțate de președintele Iohannis ieri seară? Măsurile acestea sunt ca și cum ție ți-ar lua foc casa și ai zice, a, pe acum e 8 după masă, cred că mâine dimineață o să chem pompierii și probabil pe mâine după masă o să încerc să sting o parte din foc. Deci, prea puțin și prea târziu, de noi avem o criză acum, în momentul acesta, nu de luni, în fiecare zi care trece. Noi am ajuns în punctul în care avem în fiecare zi sute de oameni care mor din cauza acestei infecții, mai mult. Avem în fiecare zi sute de oameni care au nevoie de servicii de terapie intensivă pe care nu le mai pot accesa pentru că sunt pline secții de terapie intensivă și care, în decurs de câteva zile sau două, trei săptămâni, vor muri din cauza acestui lucru. Deci avem o criză urgentă, nu e o criză de luni, nu e o criză de planificare. Deci aici fiecare zi de întârziere ne costă pe noi, populația, pe bunici și pe părinții noștri. Și faptul că se intră vacanță de luni, e așa, un artificiu administrativ. De ce nu s-a intrat în vacanță de astăzi? Președintele a venit miercuri să spună că avem o criză serioasă. Criza nu era de miercuri, bineînțeles. Era deja de două, trei săptămâni. Președintele s-a trezit miercuri. Joi a făcut ședință și de luni urmea se întâmplă ceva. E absolut ridicol. Bun, acum eu v-aș întreba, ați lucrat un timp, cred că ați lucrat câteva luni în Ministerul Sănătății, pe un post de consilier onorific al Ministrului Sănătății la vremea respectivă, Vlad Voiculescu. Deci ați avut contact direct cu sistemul, nu? Cu birocrația de stat, fără de care statul nu poate funcționa, dar iată, căreia îi datorează și multe întârzieri. Dumneavoastră ați înțeles de ce această lentoare în România, în luarea unor decizii? Care este problema? Specialiștii presupun că le spun oamenilor politici sau decidenților. Trebuie făcută asta și asta. Ce se întâmplă mai departe? Sănătatea publică, nu doar la noi, peste tot în lume, sănătatea publică și politica sunt extrem de strâns legate. Pentru că sănătatea publică implică sănătatea tuturor cetățenilor și orice decizie ai lua care afectează sănătatea trebuie să fie o decizie politică pentru că intersectează nu doar sănătatea, ci și economia, dinamica, mobilitatea oamenilor, toate sunt intercorelate între ele. E bine, noi aici ce am avut în România, am avut un sistem politic care, începând din primăvară încoace, au neglijat complet toate sfaturile, toate proiectele, toate analizele. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, în ianuarie, în timp ce toată Europa se pregătea de lockdown și spuneau că ce urmează va fi serios, în România, același președinte, doar cu un alt premier, respectiv cu premierul Orban, discutau de alegeri anticipate și că nu este o situație serioasă. Acum, un an și jumătate mai târziu, același președinte, gândiți-vă la începutul săptămânii acestea, care era discuția? De alegeri anticipate. Deci aici avem, din nefericire, de a face cu un grup de oameni care, în mod autentic, nu înțeleg care este responsabilitatea lor, respectiv să aibă grijă de noi, de cetățeni, să aibă grijă de sănătatea noastră și nu înțeleg că prioritățile lor personale politice sunt irelevante în context de criză. Asta e principala problemă. Uitați-vă că recent INSP-ul a recomandat carantinarea Bucureștiului și autoritățile politice au refuzat fără niciun fel de argument științific. Toată vara CNCAV-ul, Ministerul Sănătății au spus vine valul 4, trebuie să ne pregătim. Cine a minimalizat și a spus nu, am învins pandemia, tot ok. Premierul Câțu și președintele Iohannis. Ei doi sunt responsabili de morțile care le avem acum pentru că au neglijat și au ignorat sfaturile specialiștilor. Bun. Acum, revenind la aceste câteva măsuri anunțate, una, două, trei, patru am văzut. Care dintre ele vi se pare care are un anumit grad de eficiență? Deci, vacanță școlară două săptămâni, mască obligatorie, circulație restricționată noaptea, acces cu certificat QR la multe activități. Vacanța pentru școală e o propunere foarte bună, pentru că școala e un accelerator pentru transmiterea din comunitate. Cu cât ai transmiterea mare în comunitate, școala accelerează această transmitere. Deci, faptul că copiii merg în vacanță e o propunere foarte bună.
Eu mă îndoiesc că 2 săptămâni vor fi suficiente și dacă se vor întoarce, probabil că va fi nevoie de încă câteva săptămâni de online, cel puțin pentru copiii de la clasa 5 în sus, pentru că nu se va remedia situația în doar 2 săptămâni. În ce privește utilizarea certificatului verde, aici avem o delegare a responsabilității de la nivel central la nivel local, pentru că verificarea dacă certificatul verde chiar este utilizat sau este utilizat doar de formă, trebuie să fie făcut de către autoritățile locale. Ori noi suntem acum într-un moment în care încrederea populației în măsurile impuse de autorități și în aplicarea legii a devenit extrem de relativă. Pentru că ce am văzut toată vara, premierul, guvernul a avut niște ținte de vaccinare pe care nu le-a respectat și cu toate acestea am avut relaxare. Am văzut oameni care nu purtau masca, deși era obligatoriu în interior, fără niciun fel de consecință. Am văzut medici care vorbeau împotriva vaccinării, fără niciun fel de consecință pentru ei. Am văzut preoți, am văzut judecători care vorbeau împotriva vaccinării, fără niciun fel de consecință. Și acum, pur și simplu, impunerea de acum înainte să intre doar cu certificatul verde va fi foarte dificil de verificat. Pentru că avem deja o istorie de una jumate în care nu am aplicat corespunzător legile, nu am verificat dacă aceste legi sunt respectate. În alte țări s-au luat drept de liberă practică, oamenii au fost suspendați, au fost dați afară pentru situații de genul acesta. La noi nu sunt consecințe. Și atunci ce se așteaptă acum președintele este ca primarii, poliția locală să înceapă să facă raiduri prin localuri, pe la locuri de muncă și să dea amenzi dacă nu se respectă aplicarea codului QR. Dar nu avem suficientă istorie pentru asta și vor fi reacții extrem de agresive. Plus că principiu exact la fel cum politicienii din Parlament, vedeți că stau cu mâinile pe fund și nu fac nimica pentru că se uită 70% din populație nu-i vaccinată și atunci dacă eu nu spun nimic legat de vaccinare, ce fac ei că îmi asigur suportul celor 70%, în loc să fie oameni responsabili și să înțeleagă că ei trebuie să fie lideri pentru comunitate, exact la fel vor face și autoritățile locale, vor lua măsuri de formă ca să nu-i supere pe cei 70%, mergând pe voința majorității în loc să meargă pe cel mai bine pentru majoritatea. Bun. Deci ce spuneți dumneavoastră este că aceste măsuri, mă rog, probabil că nu vor avea eficiența scontată din cauza istoriei de până acum și a lipsei de decizie de până acum. În acest caz, credeți că în ritmul actual de infectare, care e foarte rapid și probabil numărul de cazuri e mult mai mare decât cel care este anunțat zilnic. Deci în ritmul actual de infectare se poate obține totuși imunizarea naturală a populației și cu ce costuri? Deci dacă lucrurile continuă ca acum, da, deci practic noi acum trecem printr-un proces de imunizare naturală în care ne expunem populația la infecție. Nici măcar în Marea Britanie și în Suedia, când se discuta de imunizare naturală, nu s-a ajuns la acest nivel. Și dacă tot vorbim de experimente, da, România va fi pentru restul lumii un experiment în care se va vedea ce se întâmplă atunci când ai o populație nevaccinată expusă la o infecție virală. Iar în aceasta vom ajunge ca infecția să treacă prin populație. Nu aș putea să vă spun. Poate că alți statisticieni au proiecții, nu aș putea să vă zic până când, dar până în primăvară, cu siguranță, virusul va trece și va acoperi un segment important din populație. Problema este că vom avea un exces de morți. Vom avea foarte mulți morți și vorbim aici de chiar zeci de mii de oameni care vor muri pentru că nu vor avea acces la servicii de terapie intensivă. Oameni care ar fi putut fi salvați dacă ar fi avut acces la un ventilator, la oxigen, la un medic de terapie intensivă. Gândiți-vă la presiunea incredibilă care e pe medici de terapie intensivă în acest moment, care lucrează 24. Deci oamenii ăștia cât credeți că o să reziste? În momentul în care ți-a căzut un medic sau asistentă de terapie intensivă pentru că nu mai rezistă organismul lui, în momentul respectiv nu ai cu cine să-l locuiești, nu inventezi un medic de terapie intensivă peste noapte. Toate paturile astea noi care au fost alocate, sunt paturi de terapie intensivă care au fost luate de pe secție de terapie intensivă non-COVID, în traducere, oameni care au boli cronice sau traumatisme sau accidente de mașină, nu vor avea acces la servicii de terapie intensivă pentru că au fost mutate dincolo. Deci vor fi oameni care va fi literal ca și în Lombardia, în Italia, unde vor fi oameni care vor muri pentru că nu au acces la servicii de terapie intensivă. Oameni care, dacă s-ar fi îmbolnăvit mai târziu, mai încolo, toamna viitoare, ar fi putut de acces, ar fi putut fi salvați. Despre câți morți credeți că am putea vorbi?
În funcție de deciziile care... Deci dacă continuă să guvernul și președintele să amâne, să împingă de pe zi pe alta, ar putea să depășească 100.000 ușor. Dacă reușesc să ia măsuri cât de cât ferme, s-ar putea să avem doar mii sau chiar 10.000. Foarte greu de zis. Deci ideea e că la viteza la care se propagă în momentul acesta infecția în comunitate, e foarte greu să simți dezastru care urmează să se întâmple. E ca și noi în momentul ăsta suntem ca în filme când cineva e chiar pe marginea prăpastiei și tu știi că asta ar face povestea mai bună, tu știi că vor cădea în prăpastie. E bine, pentru toți care lucrăm în domeniul sănătății publice, ne este evident că noi vom cădea. Și că acum ce vedem e oameni care strigă, ai grijă. Deci nu e suficient tot ce facem. Acum ce e nevoie e ca cineva să se arunce cu disperare și să împingă înapoi camionul. Măsurile care ne-ar salva pe noi ar trebui să fie atât de dure încât opoziția și supărarea oamenilor să facă ca președintele și premierul să nu mai aibă o carieră politică niciodată. Tipul de măsuri dure care au fost luate în criza economică din 2009 și care a făcut ca cei de atunci să fie împinși la o parte. Genul de măsuri, cum a fost, de exemplu, când s-a interzis fumatul în locurile publice, care a salvat pe termen lung viețile nenumărați români și care pe Gabriela pe doamna Cristea, care a împins legea, a făcut-o să-și piardă cariera politică definitiv. Deputat genul de Cluj, da. Așa, exact. Genul acesta de măsuri avem nevoie în acest moment. Avem nevoie de măsuri care oamenii să fie extrem de supărați și pe bună dreptate. Pentru că, vorbim foarte serios, vaccinarea este strâns legată de încrederea populației în autorități. Ori în momentul în care cineva ți-a înșelat încrederea, trebuie să o câștige înapoi. Aici avem nevoie de oameni care să vină să spună, ne pare rău, ne-am înșelat, am greșit. Credeți-ne acum. E bine, dacă nu fac acest lucru, credibilitatea lor și nu doar a lor, a instituțiilor pe care le reprezintă, este zero. Și șansele ca vaccinarea să înceapă să crească, șansele ca populația să coopereze, sunt extrem de mici. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct la Deșteptarea profesorul de sănătate publică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.